Muie poliția, arat muie ovii. Să-ți dau muie așa cu lămâie, să o simți până în gât, să-ți o scope, să-ți o bagă în cur și să-ți iese pula pe gât. Bine? Muie să-ți dau. Că tu pe mine nu mă prinzi niciodată beat la volan sau în live. Și-ți dau muie. Că așa vreau eu. Școala de șoferi am ușo și instructorul șurcan la volan. Și avea microfon și camere de la DGA pe mine. S-a clasat dosarul. Dosarul ăla l-a mâncat termitele, că a ajuns șpagă la tuduce, nu? 200 de euro futu-vă în gură de polițai. Să vă fut. Uite-te! Uite-te, Ovi, că dau muie. Să o dau așa pe live. Toată muia vă dau. La poliție și la DGA. Când am dat bani marcați și fotografiați de la DGA la instructor care a ajuns la tuduce și peste tot și s-a clasat dosarul, nu? Că a ajuns la mai mari din poliție, futu-vă în gură de milițieni, să vă fut. Să-ți dau muie cu lămâie, toată pula din Arad să stea la tine în gât, de milițian jegos. Tu mie n-o să-mi iei permisul. Vezi că eu din Valea Jiului s-au mai mutat vreo 5 polițai din Valea Jiului când au ieșit la pensie. Să nu te muși tu din Arad când ești la pensie. Că mulți se cam mută de unde-s polițai. Când ies la pensie, ba, Moldova, așa din vest, ăia din Valea Jiului s-au mutat pe la Cluj, pe la Sibiu, să nu fie găsiți. Hai, că ți-i zic, cum s-au mutat și Vicu din Vulcan, când a ieșit la pensie cu fiul, cu nevastă, s-au vândut afacere și s-au mutat la Constanța, să nu iei bătaie în Valea Jiului, de la Țăgan și de la noi. Așa că nu vă mai dați mare în pulă, că dispăreți din ala. Da, da, degeaba intri și ieși și intri și ieși de pe live-ul meu. Că în Aradul ăsta văd că se mușomalizează dosarele. Eu când am condus 5 ani de zile autospeciala medicină legale, niciun polițai nu s-a autosesizat. Când am intrat în penitenciarul Arad fără contract de muncă la medicina legală, de-am luat spânzuracul din centru la penitenciarul, niciunul nu v-a sesizat. Și acum amenințați că mă lăsați fără permis. Păi vă iau toată poliția în pulă, bă. Vă iau toată poliția în pulă. Când eram la medicina legală, ori venit de la ISU Arad. Bă, m-am dat peste cap cu mașina, m-am prins băut, fufeza, n-am suflat în fiolă că m-a durut gâtul, nu rezolv ceva. A zis că nu. Hai că știu multe. Știu de alcoolemii rezolvate pe sumână, pe la Timișoara, pe la Arad, pe la Cluj. Fută în gură de milițiani. Cu firmele lor de transport. Miliția Arad. Păi am cunoștințe în jandarmerie, în poliție, dar nu mă afișez cu ei la bere, la suc. Futu-i în gură de milițieni, dar ei se dau mari. Ca o câteva dungi așa pe umeri. Ce școală ori făcut? O școală de sub pula. 3 ani la Câmpina pentru subofițeri, 4 ani pentru ofițeri, vă și spun ce. Că dacă îi pui să fac o antiteză despre o lectură, nu știe să o facă. Dar le dau muie cu lămâie la toată poliția din Arad. O mai îngat o vacă în live. De pulă și de pizdă prin pagina mea de Facebook, uite, iar o intrat. Nu s-o sătura de frigider plin de carne. Mai vrea carne pentru încă vreo 40 de ani, cred că. Noi, băi domnul, Ovidiu, vă dăm carne câte vreți. Tot Aradul stă la dispoziție cu pantalonii ca jos să vă dea carne la toată miliția din Arad. Că știm cum dispar dosarele penale din sertare. Precum pădurile din Arad. Precum mâncă termitele lemnul. Așa dispar dosarele penale. Cu ce? Pavel Măluna, Alexandru. Păi eu am dat șpagă 200 de euro la permis. Ori ajuns bani la tuduce pentru reprogramare peste rând. Ori ajuns bani la instructor, ori ajuns bani la intermediar. Deci problema care e?
Arad, ori șters dosarul, că l-au mâncat în mitele dosarul din sertar, știi? Ia se bai. Ăsta-i bai. Da, eu cât am făcut școala de șofer, eu am avut microfoane și camere pe mine de la DGA, Direcția Generală Anticorupție. Adresa poliție? De asta? Păi bă, poliția în ziua de azi e bună să te șargă la cur, încă nici acolo, că te murdărește. Pentru asta e bună poliția. Să te șargă la cur, încă nici acolo, că te murdărește. Cine ați înțeles? Șpagile de la permisie ajung la comandantul poliției Arad. Altfel nu-mi explic de ce dispar dosare penale. Altfel nu-mi explic. De ce dispar dosare penale atât din Direcția Generală Anticorupție, din SRI, că eu când am deschis, când m-am dus și am declarat că mi s-a cerut șpagă pentru permis, m-am dus, am sunat la DGA la 0800, nu mai știu câte. Apropo, e un indicator. Și că e de unghiu și de desubt este două liniuțe mai subțiri și una îngroșată spre dreapta. Ăla ce indică? Cedează trecerea la, de dreapta la Selgros. Ăla indicator montat abuziv de domnii de la Selgros. Nu luați măsuri, că sunteți tare în pulă, în poliția rutieră, Arad. Cum adică să dau eu prioritate la ieșirea dintr-o parcare, a? A, domnul Ovi? Cum stă treaba? Hai că te uiți la mine pe live, suce mai de pulă. Adică eu să dau prioritate la ieșirea dintr-o parcare? Fut-o-ți glasa în gură să-ți fut de milițian. Când ai mai văzut tu așa ceva să dai prioritate la ieșirea dintr-o parcare? Bă, cât de dubitoc să fii. Păi unul să ieze în fața mea la Selgros că ți l-a înspulberat de la ei din parcare de la metro. Pe trailerul ei ți l-a împing până în parcare la Real acolo. Ți-l împing din Selgros până la Real ți-l duc. Ți-o promite, băiat. Și așa eu mă jur, cura viitoare când mă urc la volan, îmi tai cablurile de frână sau scop plăcuțele de frână. În care m-o opri, ăla m-o opri. Eu nu-s dus de multe ori la biserică. Pot să-mi sun fostul paron pe George. Ce are Luca să ia în transul. Să vezi ce i-am făcut lui. 180 pe autobandă, de la Sibiu la Deva. Numai pentru că o zis că noi șoferii nu avem răspundere. Dacă venea, îi dădeam cu ranga în cap. Așa că puneți-vă cu dracu. Când poliția ara rezolvă toate dosarele penale de dare, luare de mită, ce le-am depus eu cu înregistrări audio, foto, video și scriptice, atunci mai stăm de vorbă și da, respect poliția română Arad. Până atunci, dau o muie la poliția Arad. Până atunci, că eu am luat permisul pe bani. Futu-vă în gură și niciun milițian nu-i la pușcărie. Și-au existat înregistrări audio, video și scriptice. Și niciun milițian nu-i la pușcărie, așa că să mă sugeți de pulă toată poliția Arad. Da, 200 de euro am dat și pagă. Futu-vă în gură să vă fut. Și am urcat și sub influența băuturilor alcoolice de la pădurea aceala. N-am fumat nimica. Florian, stai tu liniștit, spun adevărul, că am fost informator la ADGA Arad, la Bâcu. La Bâcu Ovidiu am fost. Îți dau cu nume, cu prenume, că mă doare în pulă, nu mă arestează. Pentru ce? Că spun adevărul? Nu, cum? Dosarul deja e clasat, că mi-a venit decizia. Stai și o linie continuă. Pe live. Și nu o să ai ce faci. Pe bune. Ciocoace băiatul, acum pe la îți termin paharul ăsta, fumez sigara, cobor jos la mașină și mă dau jos și mă bag în mașină. N-am probleme cu capul cu rusule, stai cu liniștit. Eu i-o promin la domnul Ovi, marele polițai din Arad, că pe live-ul ăsta eu îi conduc sub influența băuturilor alcoolice, îi tai o linie continuă și vin înapoi în casă și beau în continuare. Și n-are ce-mi face, că el pe mine nu mă prinde la volan. Și chiar dacă mă prinde, o să-i sune telefonul și o să-mi dea permisul și o să-mi spună îți arunc și pula, nu mă lasă-mi locul de muncă. Că băiatul dă un telefon.
ca proști pe aici pe lângă ruși. Femeile sunt frumoase și place marea lor majoritate, dar nu ne plac așa. N-avem o problemă, frate. Copaci au făcut pași, au părăsit hotarele. Coartele din parlament, papa peste noi ca spital. Uite-o aici, ca să crezi că consum alcool. La ce vrei, acum când guvernul e corupt și președintele e mut. Pustă cele papani fără să se mai ridice din patile. Lucrează de scupula sau Papa, video-te! Că eu s-o bine, nu știm, dar tot dăm la pedale. Te-am popat pe portofel, în ei transmisie. Fericirea e și ne-o suge la toți. Siguranța și încrederea de bat la poți. Aici ușile închise se trage la soț. Îi țui ca de la nunta mea. O beau. O beau de fericire că e gata divorțul. Ovi, ia o bere, am băut și țuică. Alcoolemie undeva la 1,7-1,8 în fiolă de 1,5 în fiolă, ți-o zic, și undeva la 2-3 în sânge. Nu trebuie să mă duci la sânge. Ți-o zic. Faci fiola ori 2 minus 0,7 să alcoolul din sânge. Că la mine e în creștere, că acum am consumat. 5 ani am fost în medicina legală și știu cam cu ce se mâncă. Alcoolemie, autopsii și tot. Și m-am sub de pulă și acolo. N-am avut contract de muncă, am condus 5 ani fără permis. Nu mi-ați făcut nimica. Deci acum beau și berea, băut și țuică. E destul de tare țuica. Și demonstrez. Nu, no, deci la Ovi, că acum la mine pe live, îi demonstrez că beau și n-are ce îmi place. Mă cheamă la poliție și îmi dă o amendă. Că n-are cum demonstra, deci dacă nu s-a oprit de echipaj de poliție rutieră.